Astăzi ne aflăm la primăria municipiului Carei, alături de domnul primar Eugen Covaci, pe care îl rugăm să ne adreseze câteva cuvinte despre dânsul. Bine ați venit în Carei. Vă referiți să mă prezint? Da. Eu cred că pentru Carei, adică cel puțin sper, nu cred că trebuie să mă prezint. Sunt la al cincelea mandat, deci primul meu mandat a început în 1996. Poate Alexandra nici nu s-a născut atunci. Deci sunt un primar vechi și îmi place ceea ce fac. Este o onoare pentru mine că pot să fiu primarul Careiului. Deci am în spate mulți ani de activitate și sper eu că am făcut lucruri frumoase la noi în Carei. Într-adevăr, municipiul care este un municipiu cu adevărat frumos. Mulțumim! Așa că, dacă tot am adus asta în discuție, am dorit să vă întrebăm despre infrastructura acestuia. Ce modificări s-au făcut față de ultimii ani? Infrastructura orașului în anii 90, practic era praf. Începând de la alimentarea cu apă, nu am reușit decât din anii 2000-2001 să avem toată ziua apă. Gaz, am început să extindem rețeaua de gaz din 1997. Nemai vorbind de canalizare și drumuri. Sper eu că la începutul anului viitor terminăm de asfaltat. Toate străzile vor fi asfaltate.
ori din bani europeni, ori din fondurile noastre proprii. Deci, spun eu, terminăm cu infrastructura, urmează ani în care va trebui să avem grijă de întreținere, respectiv de finanțare. Și mai concret, la anul terminăm un bazin de înot, dar va costa circa 200.000 de euro regia. Terminăm la începutul anului viitor proiectul de mobilitate prin care cumpărăm 7 autobuse electrice. La fel va costa destul de mult, după socotelele noastre, funcționarea acestor 7 autobuse. Deci se schimbă, zic eu, problema. Se va termina cu reabilitarea infrastructurii și trebuie mai multă atenție, mai mulți bani la a întreține și a menține în funcțiune. Tot în cursul anului viitor trebuie să finalizăm, zic eu, cea mai mare clădire administrativă construită după 90 în județ, un centru multifuncțional cultural cu bibliotecă, videocinema, sală de conferință, o investiție de aproape 5 milioane de euro. Deci vin alt fel de provocări, vin alt fel de probleme, în schimb administrația trebuie să-și facă datoria. Mai trebuie să adaug un lucru. Dezvoltarea orașului, îndrăznesc să spun 85%, am făcut din fonduri europene. Avem o echipă puternică care se ocupă de acest lucru și puține orașe se pot lăuda, între ghilimele, că au reușit să câștige, ca și Careiul, noi în ciclu financiar care închidem anul viitor, vom depăși 45 de milioane de euro proiecte europene câștigate. Ne mândrim cu acest lucru și părerea mea că așa trebuie să se dezvolte un oraș care se pretinde modern. Costurile investițiilor sunt mari, dar se văd și diferențele într-adevăr. Și pe lângă dezvoltarea traiului locuitorilor, care s-a dezvoltat mult și pe plan turistic, deoarece aici regăsim foarte multe obiective care pot fi turistice, într-adevăr, cu o istorie frumoasă în spate. La fundația cărora s-au făcut investiții chiar recent. Trebuie să fac o remarcă. Familia Caroi ne-a lăsat o moștenire frumoasă prin castelul Caroi. De altfel, eu totdeauna profit când am ocazia și spun tuturor că în Carei a fost sediul Comitatului Sătmar sute de ani. Familia Caroi a condus județul și și-a pus amprenta în dezvoltarea atât al Careiului cât și al județului Satu Mare. Castelul Caroi a fost primul obiectiv mare care a fost reabilitat aproximativ acum 8 ani am terminat și este un magnet pentru turiști, în care ei vin jumătate din turiștii care vizitează județul. Dacă mie îmi spunea cineva acum 10 ani că se poate face turism, poate fi o preocupare serioasă, sincer nu credeam. Acum sunt convins. Dar mai avem mult de făcut. Trebuie mărite numărul locurilor de cazare peste 3 stele. Trebuie serviciile îmbunătățite și extinse. Trebuie activități, dar nu putem noi pretinde că vom avea turism 12 luni, dar vara neapărat. Sunt oportunități care încă nu le-am exploatat. De asemenea, s-a văzut că au fost o serie de evenimente în jurul acestui castel. Chiar recent au fost și defilări de modă și pe lângă turiștii care vin să admire și să afle povestea acestui loc.
Noi încercăm prin diverse metode să facem reclamă orașului. Trebuie să recunoaștem că nu merg de la sine. Este o anecdotă, probabil merită să spun. Renumitul Coracionii Peter, care a întemeiat Castelanii, formația de muzică ușoară, a avut la București o înregistrare cu copiii la nu știu care studio, pe vremea lui Ceaușescu, și întreabă cineva: domn profesor, dar pe unde vine Careiul? Domn profesor a răspuns foarte franc: nu știți, domnule, lângă Căpleni. Vă dați seama că acel domn din București n-avea cum să știe unde e Căplenul, dar mie îmi place această anecdotă. Probabil lumea mai știe pe unde vine Satul Mare, dar unii mai încurcă cu Baia Mare. Exact ca și în lume, Budapesta și Bucureștiul suntem încurcați. Nu este simplu să intrăm în memoria colectivă al oamenilor, dar trebuie să găsim o soluție. De multe ori, și o anecdotă, poate falsă, este foarte importantă. Știți acum de evenimentul ăsta de la Bran. Dacă nu apărea acea carte cu Dracula, dacă nu se făcea acel film cu Dracula, mai știa cineva de Bran? Nu cred. Deci, foarte important să găsim niște ținte prin care atragem lumea, turiștii, să vină la Carei. Dacă nu găsești ceva care îl interesea, nu vine. Mai mult, îndrăznesc să spun că turiștii tot așteaptă noutăți, altceva, altceva, altceva. Este o muncă, zic eu, permanentă, care, dacă ne gândim serios la acest lucru, va trebui să muncim și mai mult. Lumea este într-o continuă schimbare și atunci și oamenii trebuie atrași prin diferite metode. Exact. Și se schimbă pretențiile și curiozitățile. Eu mi-am dat seama, inclusiv când vorbim de wellness. La început ajungea un pic de apă termală. Acum trebuie tot felul de minuni, servicii care an de an, și dacă unul face ceva în plus, lumea se mută acolo. Tot. Asta e viața. Deci, cine crede că a face turism este simplu, greșește. Nu ajunge deja la ora actuală că e mâncare bună și curățenie. Nu. Tot felul de servicii în plus și tot felul de așa zise atracții. Asta e viața. Dacă ar fi să ne rezumăm la câteva aspecte ale acestui an, care au fost punctele forte ale lui? Punctele forte, sper să realizăm ținta de investiții care trebuie să realizăm în cadrul proiectelor europene. Noi dezvoltăm orașul din programe operative regionale, bani europeni, 14 milioane de euro. Anul ăsta se pare că vom ajunge să îndeplinim acest deziderat, pentru că la anul 2023 trebuie închise aceste proiecte. Am sentimente și pozitive și negative. Cel mai negativ este această creștere mare al costurilor energiei, atât curent cât și gaze. Și am emoții în ceea ce privește plata facturilor, mai ales la gaz și la curent. Spre sfârșitul anului finalizăm proiectul nostru de reabilitare a iluminatului public și am instalat LED-uri și va fi ok. Sper să se reducă și costurile. În schimb, ca să încălzim castelul cum am încălzit în anii trecuți, factura depășește 100.000 de lei. Mă gândesc dacă ne putem permite sau nu. La fel, ca să menținem căldura
permanent la teatru, tot 100 de mii de lei. La nivelul unor oraș ca și care eu sunt bani mulți. Poate ați auzit că și la Cluj au probleme anumite instituții culturale și peste tot în România și în lume. Deci acest, nu numai războiul a adus creșterea energiei, ci forțarea energiei verzi. Din dorința de a înlocui de la o zi la alta energia fosilă, gaz, cărbune și așa mai departe, cu energie verde, nu merge. Și a scumpit de la o zi la alta costurile în economie. Și ne-am trezit acum în imposibilitatea de a finanța nu numai instituțiile, ci populația. Lumea este îngrijorată, s-au scumpit toate, de la mâncare până la toate obiectele utilitare. Deci vom avea o iarnă grea. Fericit sunt pentru că realizăm investițiile care ne-am propus. Să bată în lemn, încă nu avem probleme nici cu constructorii. Și suntem pe calea cea bună în ceea ce privește pregătirea proiectelor viitoare. Deci începe un nou ciclu financiar acum, european. Și avem un pachet de 170 de milioane de euro de proiecte care vrem să le depunem. Din păcate, întârzie lansarea acestor ghiduri. România, în general, n-a reușit să negocieze cu Comisia Europeană axele în ceea ce privește programele operative regionale. Eu sper că la începutul anului viitor vor porni și aceste proiecte. Deci punctele sunt și slabe și bune. Important e că există planuri și inițiativă să creăm ceva. Și sunt convins că vor fi maximum 2 ani grei, după care va fi un boom economic. Sună caragios ce spun eu, când toată lumea e speriată că e război, că s-au scumpit, dar aceste dificultăți nu cred că vor dura mai mult de 2 ani. Cea mai mare provocare pentru noi va fi, și pentru economie, lipsa forței de muncă, mai ales calificată. În România, la ora actuală, nu este forță de muncă calificată, dar peste 2 ani va fi și mai mare criza și nu trebuie să ne mirăm dacă vor apărea muncitori de la o zi la alta cu sutele din Asia. Deci, societatea trebuie să fie pregătită în a prelua valul ăsta mare, exact cum am mers noi în Europa să lucrăm cu milioanele, cu milioanele vor veni și ei către Europa. Și eu spun pe față că forța de muncă asiatică este ok, dar migranții care vin din alte zone, inclusiv Africa, nu este ok pentru că n-ai ce face cu ei. Sunt total nepregătiți și chiar unii nu vreau să muncească. Noi avem nevoie de oameni care vreau să muncească și România și Europa. Și o să vedeți și în județul nostru și peste tot, în anii care vin, vor veni foarte mulți muncitori asiatici. Dacă tot vorbim despre viitor, în imaginea dumneavoastră, în ceea ce privește următorii ani ai municipiului care, cum vi imaginați? Eu sunt convins că maximum 3-4 ani vom ajunge la un nivel care am sperat eu că trebuie atins în 2008, când am revenit la primărie. Careiul trebuie să facă parte din rândul orașelor de nivel Europa Centrală. În Carei s-au scumpit apartamentele, locurile de casă, lumea vrea să cumpere casă.
Trebuie să atingem încă o țintă. Să câștige cel puțin 1000 de euro un angajat și atunci nu vor mai pleca. Eu știu că este foarte greu ca privații să poată plăti acești bani, dar pentru acest lucru guvernul trebuie să investească foarte mult în retehnologizare, să ajute aceste firme să poată atinge productivitatea muncii ca să poată plăti 1000 de euro. Pentru că vă dau un exemplu, dacă un tânăr nu câștigă 1000 de euro, pentru 1200-1500 de euro pleacă în străinătate. Nu știu ce munci face, începând de la cules de fructe și zarzavaturi până la sectoare, alte sectoare destul de dificile și grele, unde muncește nu 8 ore. Dacă ar câștiga în România 800-1000 de euro, adică peste 3000 de lei către 5000 de lei, n-ar mai pleca. Încă o dată, poate se supără pe mine firmele când spun acest lucru, dar exemplul Poloniei este clar. Anul trecut au plecat 200 de mii din Polonia, au revenit 300 de mii. Nu vin acasă tinerii noștri numai să-i chemăm. La ce să vină? Vor veni când au oportunități. Două lucruri vreau. Condiții de trai, adică să fie pusă la punct infrastructura, să aibă utilități nu numai la oraș, și la țară, și un salar decent. Și atunci nu mai pleacă. Pentru că noi avem o altă logică față de cei din vest. Noi vrem căsuța noastră, curtea noastră, să fie al nostru, apartamentul nostru. Ei nu au această logică. Și atunci o să vedeți, dacă noi creștem să ajungă salariul la cifrele care am spus, nu vor mai pleca tinerii. Mai mult vor veni înapoi și avem nevoie de ei. Nivelul de trai ridicat va atrage automat forță de muncă, mai ales în rândul tinerilor? Investitori vor fi. Noi, autoritățile, atât locale cât și centrale, trebuie să asigurăm infrastructura și trai, condițiile de trai. Statul român ar trebui să financeze, musai să spun și acest lucru. Faptul că la Debrecen vine BMW cu 1 miliard de euro investiție și chinezii cu 7 miliarde de euro investiție, în fabrică de acumulatoare, vin și pentru faptul că guvernul maghiar le dă 30% contribuie la aceste investiții. Nu vin degeaba. Deci, statul român trebuie să se axeze, să creeze condiții pentru a veni investitor. Mai mult, să ajute și cei autohtoni. Deci, nu trebuie să dăm pește la oameni, ci să învățăm să pescuiască. Nu este o soluție nașiție, ci trebuie ajutat munca. Deci toată lumea să munce, dar să și câștige. Deci dacă la o firmă mică, care are o anumită tehnologie, îl ajut să se dezvolte prin diverse ajutoare, crește și salariul la acea firmă, și numai, deci nivelul câștigurilor permite ca omul să nu stea cu la mila nimănui. E complicat ceea ce spun eu, dar ar fi simplu dacă am face așa. Pe lângă proiectele de viitor pe care le-ați menționat deja, mai există ceva? Deci aș înșira ce avem de finalizat din acest ciclu financiar. Cele două proiecte de mobilitate, v-am spus, de autobuze, 18 km de piste de bicicletă, 16 km de trotuare, trebuie să finalizăm până în primăvara anului viitor. În două locații construim 90 de locuințe sociale. Am spus de centru multifuncțional cultural care construim unde este grădinăria.
Avem un proiect HURO privind integrarea în muncă a persoanelor defavorizate, care va trebui să finalizăm. Am lansat un pachet pentru ciclul financiar următor. Avem la programul Angel Salini două proiecte, 10 milioane de lei este cartierele Eliberării și Republicii și încă un proiect de 7 milioane de lei în Mihai Viteazu, unde în primul rând canalizare și apă. Avem contractate o creșă pe strada Tireamului și un nou teren de fotbal, 11 milioane de lei, prin Compania Națională de Investiții. Urmează proiectele europene. Continuăm proiectele de mobilitate prin mai multe străzi, încerc să le spun din cap. Lărgirea străzii principale la Ianculeș, care va duce până la lac. Reabilităm ieșirile din Carei spre Satul Mare, de la Cale Ferată până la capătul orașului, spre Berveni, spre Tiream, respectiv Calea Armatei Române spre Genci. Avem un proiect de reabilitare, adică mai multe proiecte de reabilitare, la Teoretic, extindere și reabilitare, un proiect de 7 milioane de euro, Simion Bărnuțiu, reabilitare. Am uitat să spun, trebuie să finalizăm școala generală numărul 1, un proiect european cu sala de sport, cu toate sălile, clădirea veche reabilitată. În acest an vom finaliza din PNRR și școala generală numărul 2. Mi-e greu să spun din memorie, pentru că avem un pachet pentru anul următor de 170 de milioane de euro, care sunt convins că nu vom reuși în totalitate, dar de obicei așa ni se întâmplă. Poate în prima etapă nu vom reuși să depunem noi 170, dar până în 2025 vor apărea alte oportunități. În România, spitalul, un proiect de 17 milioane de euro, totală reabilitare. Aseară auzeam, domnul Ciulacu spunea că nu crede că cele 100 de spitale nu vor fi făcute, că nu vom fi în stare. Noi avem proiectul făcut. Deci nu concep să nu realizăm noi această investiție. Optimismul meu spune că, având o echipă puternică, având pricepuți colegii mei, noi vom reuși. Și noi nu concurăm cu nimeni, numai cu noi înșine. Și nu urmărim, eu niciodată nu promit decât de ceea ce sunt foarte convins. Eu nu cred că un politician ajunge să facă numai proiecte și să nu finalizeze. Nu se poate. E o gândire foarte sănătoasă și odată cu trecerea timpului, pe lângă frumusețea pe care o are deja Careiul, o să devină și mai... Eu consider că noi nu vrem să fim nici mai mare de 20.000 de locuitori, dar nici mai mic. Am construit și apartamente, peste 250 de apartamente, anele și sociale. Și continuăm acest proiect. Avem în lucru și acum 54 de apartamente. Am uitat să spun că anul viitor trebuie să finalizăm și bazinul de înot. Noi vom avea bazin de înot mai repede ca și Satul Mare. Și mai am două proiecte care nu vă spun acum. Surpriză. Nu numai surpriză, dar
Încă nu am garanția finanțării. Când o să am garanția finanțării, vă spun. Dar alea sunt de extraordinar. Foarte frumos, felicitări! Mulțumim! Eu vă mulțumesc că ne-ați căutat și nu prea mă înghesu eu la interviuri sau la... Poate e un defect de al meu. Consider că eu nu trebuie să lămuresc pe nimeni. Lumea știe ceea ce fac și n-am nevoie de reclamă. Și se vede implicarea? Mă și jenează faptul că... mi se pare că mă laud acum, de exemplu, și nu e în regulă. Poporul este prostit prea ușor. Și ajung în funcții cheie oameni total incompetenți. Îndrăznesc să spun, nu neapărat corupția este cea mai mare problemă, și asta e o mare problemă, incompetența. Dar incompetență crasă. Deci eu care sunt la 5-lea mandat, îndrăznesc să spun, din anii 90 tot scade nivelul competenței funcționarilor. Câteodată, și acum iar spun un lucru care o să supăr multă lume, parcă funcționarii și autoritățile statului suntem să ne încurcăm unii pe alții, nu să colaborăm, să ne ajutăm. Există o atmosferă, birocrație până în pânzele albe, controle peste controle, fiecare vrea să demonstreze că el are dreptate. E greu și câteodată am impresia că nimeni nu vrea să muncească și asta mă deranjează. Nu aș vrea să încheiem în această notă. Eu cred că domnișoara o să vadă în anii care urmează, chiar dacă vor fi grei, România va intra într-o fază în care nu mai putem merge înapoi. Vor apărea investitori peste noi. Și foarte convins că sunt că, mai ales faptul că suntem aproape de inima Europei, noi ne vom dezvolta peste 5 ani și rețineți această dată, nu numai Careiul, ci în general Sătmarul va fi la un alt nivel. A venit momentul când se va dezvolta această zonă al României, inclusiv prin faptul că în Ungaria se fac acele investiții, pentru că economia funcționează pe orizontală. Și Doamne fer să nu intrăm în Schengen, pentru că la noi va fi o mană cerească Schengenul. Pentru noi ăștia care suntem mai ales pe graniță. E bine că avem persoane ca dumneavoastră care au asemenea viziune. Suntem, eu cred că și dumneavoastră aveți această viziune, nu? Păi atunci, deci eu întâlnesc mulți și cei doi domni care sunt aici în cameră au această viziune, că îi cunosc. Nu trebuie să fim pesimiști, deci mie nu mi-e frică. Mulțumesc de interviu. Da. Ca să încheiem tot așa într-o notă pozitivă, cum ne apropiem de perioada sărbătorilor, ne întrebăm ce urmează, ce ne așteaptă în această perioadă. Ceea ce sper eu, să fim sănătoși. Probabil în oraș nu vom face așa ferie de lumini, va fi un pic mai restrâns în zona castelului, dar sărbătorile sunt sărbători, trebuie să sărbătorim și dorim să sărbătorim. În schimb, în iarna asta, nu pentru că zice Comisia Europeană sau cei de la Bruxelles, trebuie să fim mai economi. Trebuie să fim conștienți, dacă vrem să trecem de iarna asta, trebuie să fim mai economi. Nu ne putem permite să ne lăfăim ca în anii trecuți. Toate s-au scumpit, atât instituțiile
Și la fiecare școală am spus, nu primarul trebuie să hotărească dacă pornește sau nu încălzirea în școală, ci directorul școlii și dirigintele. Nu există să le fie frig la copii în școală. Așa ceva nu se concepe. În schimb, în același lucru, când nu sunt copii în școală, trebuie încercat să facem economii ca și acasă. Deci așa să ne comportăm în instituții ca și acasă. Bine, sunt și unii care nici acasă nu fac economii. În schimb, trebuie să ne gândim în acest sens. În același timp, nu se poate să nu sărbătorim, să nu fim fericiți, să nu fim bucuroși. Nu avem niciun motiv să ne crispăm, dar să fim mai atenți. Și atunci om trece și peste aceste scumpiri, peste aceste greutăți. În orice caz, înainte de toate, sărbătorile sunt în suflete? Sărbătoarea ar trebui să fie în suflete. Prea mult zarvă cheltuim și aiurea, cumpărăm lucruri, poate care nici nu avem nevoie. Și am zis de suflete, v-ați gândit și la tine, nu? Da. Deci, nu neapărat cadourile scumpe trebuie cumpărate, ci care, după cum a spus, să fie aproape de suflet. Nu neapărat cea mai de marcă, cea mai scumpă, și cel mai mult, ci modestia să ne caracterizeze un pic. Prea mulți bani cheltuim degeaba. Da. Vă mulțumim pentru aceste sărbători fericite și să fim sănătoși. Doamne ajută!